susțin în continuare că județul Suceava are toate datele necesare, toate criteriile necesare, le respectă dintr-un cap în altul, pentru a putea fi o regiune de sine stătătoare. Am văzut la colegi din alte partide care își doresc o regiune mai mare, Suceava, Botoșani, știu eu, etc. Am tot respectul față de botoșneni, am foarte mulți prieteni, sunt oameni extraordinari, dar consider că istoria Sucevei este una diferită, avem capacități economice, culturale, istorice, care să ne permită înființarea unei regiuni distincte, indiferent cum se va numi ea, posibil Bucovina sau Țara de Sus sau Moldova de Nord sau oricum și-ar dori cetățenii din județul Suceava. Nu voi abdica de la acest lucru, voi lupta în continuare pentru susținerea ideii și materializarea ei ca județul Suceava să devină o regiune distinctă și, repet, în momentul în care Bucovina s-a unit cu România, Bucovina avea un statut special. A avut și după unire dietă regională, adică parlament și constituție separată. În opinia mea, toate negocierile privitor la chestiunea regionalizării trebuie să se întoarcă la actul inițial, la actul de unire între regiunea Bucovina și regat și România. De acolo trebuie să plece toate lucrurile.